Guvernul lucrează la o nouă variantă a taxei de timbru. Ministrul Mediului, Cristiana Palmer, a anunțat că până în toamnă ar putea veni cu o versiune echitabilă pentru toată lumea, după ce Curtea Europeană de Justiție a declarat că taxa actuală este ilegală. Conform unui comunicat din 13 iunie, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a luat act de decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene din 9 iunie 2016, cu referire la prevederile OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Iar în acest context a fost constituit un grup de lucru care analizează eventuala modificare a legislației existente în concordanță cu reglementările naționale și europene în vigoare. Lucrăm la o nouă variantă de taxă de timbru. Avem un grup de lucru și sper ca până în toamnă, când reintrăm în activitatea intensă pe domeniul acesta, să venim cu o variantă care sper să fie mai echitabilă pentru toată lumea și inclusiv pentru principiul poluatorul plătește, care este de fapt fundamentul unei astfel de taxe, a spus Cristiana Palmer, Ministrul Mediului.